Bună ziua! Ne întâlnim astăzi cu substanțialul substantiv, cel pe care data trecută l-am văzut la plurale, la mai multe forme de plural. Astăzi continuăm substantivul cu o serie de exemple model care pot fi urmate de cei interesați. Adică, evaluarea se face în felul următor. Primiți exemplu, șablonul, îl urmați cu încă 9 exemple și vă puneți nota respectivă. Să începem. Deci, gustul caramelei. Gustul caramelei este gentil dativul de la caramelă și nu caramea. Ne ajutăm de dicționar și mai facem încă 10 exemple sau 9 după acest model. Alt model, al doilea. Substantive cu forme asemănătoare sau duble. De exemplu, pioneză sau piuneză. Căutați în dom, veți găsi ambele forme. Vodcă cu T sau cu D. Ambele forme. Greier sau greiere. Ambele forme. Și așa mai departe. Al treilea șablon. Substantive cu aceeași formă la singular și la plural. De exemplu, cele românești, cele cunoscute, tei, pui, ardei, unchi, ochi, nume, învățătoare, maree și așa mai departe, cobai, ponei, dar și substantive străine de tip ninja, kiwi, mango, orhidee, papaya, intrate în limba română și pe care le cunoaște toată lumea. Alt șablon. Forme duble de plural cu același sens sau cu sensuri foarte apropiate, de tipul roate-roți, rândunele-rândunici, căpșune-căpșuni, pe care l-am discutat data trecută, coperte-coperți, cireși-cireși și așa mai departe, sau cu sensuri diferite, complete-completuri, mă refer la completuri de judecată, complete putând fi și adjectiv, opere complete. Substantive cu sens diferit. Chiar dacă ni se par asemănătoare, arce, arcuri, calcule, calculi, centre, centri și altele pe care le veți da, corpuri, corpi, nu înseamnă același lucru. Substantive cu pluralul în, trecem peste ele pentru că le-am discutat detaliat în episodul anterior. Și trecem la, să zicem, dacă tot continuăm pluralele, plurale paronime, adică foarte asemănătoare ca formă și în cazul în care nu le deosebim, facem confuzie paronimică, adică o greșeală. De tipul coarne, corni, cornuri, fiecare din cele trei forme înseamnă altceva. Găsiți și alte 9 exemple. Substantive, nume de meserii sau, cum le ziceam, nume de agent. Cele care de cele mai multe ori se încheie într-un sufix, dar și cele, menționate și data trecută, cu forme de tip agronom, agronoamă, agronomă, arheolog, arheologă, arheologă și așa mai departe. Un alt șablon asemănător cu derivate nume de agent. Fochist, judecător, frizer, strungar, constatați că sufixul este clar. Fierar, instalator, navalist, navigator, miner, etc. Substantive dublu derivate, adică terminate în sufix, dar și cu prefixul aflat înainte. De exemplu, prejudecată, concetățean, incorectitudine, străbun, ic, străprefixul, ic, sufixul. Găsiți și alte exemple. Substantive compuse. Compuse, deci nu derivate, fiindcă ne păcălim și prefixul și sufixul au devenit prefixoide și sufixoide și atunci avem auto mobilist, videoproiector, fotografie,
taximetrist și așa mai departe. În aceste cuvinte, observați că apar și forme de derivare și de compunere. Un alt exercițiu e accentuarea substantivelor. Accentuați corect. Am avut într-un episod anterior accentuarea în general. Se numea accente fără accidente. Acum ne orientăm spre accentul substantivului românesc de tipul caracter, cu accentul pe E, prevedere, cu accentul pe E de după D, pricină, cu accentul pe I, picnic, pe primul I, butelie, pe E, duminică, pe I, aripă, pe A, și așa mai departe. Par simple, dar sunt destui care greșesc accentul. Sunt și la substantivele străine situații de accentuare greșită la televizor când se spune premium Nobel sau Nobel. Accentul pus greșit, el fiind premium Nobel. Capitala Ankara, Kuwait, Peru, Eiffel, turnul Eiffel și nu Eiffel, Monaco, Ucraina, Jamaica și Panama. Substantivele omografe, adică cele scrise asemănător, dar cu accentul diferit, colonie, colonie, polip, polip, companie, companie, dar există și paronimul lui campanie, campanie, nu, nu există, campanie electorală sau campanie cu sensul de război. Comedie și comedie sunt diferite, nodul și nodul, accentul e diferit, țarină și țarină sunt cuvinte diferite, umbrele, umbrele, dresuri, dresuri și altele. La forma de genitiv dativ, la substantivele proprii, avem probleme de tipul compuselor curții de argeș cu cratime între substantive, drobetei, turnul severin, în care cratima apare numai între drobetei și turnul severin, copșei mici, băii mari, pietrei neamț, văii seci, gurii humorului și așa mai departe. În situația compuselor cu substantivul târg, veți găsi cel puțin 8 cazuri în care e mai ușor de reținut primul. E vorba de târgul neamț sau târgului neamț, scris cu cratimă, iar toate celelalte compuse, toponime, adică nume de locuri, pe care le veți întâlni, rețineți, se scriu nu ca la Târgu Neamț, cu cratimă, ci fără, adică cu blanc. Deci vom scrie Târgu Bujor, fără cratimă, Târgu Cărbunești, Târgu Frumos, Târgu Jiu, Târgu Lăpuș, Târgu Mureș, Târgu Ocna și Târgu Secuiesc. Compuse cu prim. Prim, când apare în formula prim ajutor și poate fi și primul ajutor, dar la prim ajutor nu punem cratima, cum punem la prim solist, prim balerin, prim ministru, prim procuror, prim secretar, prim plan, prim adjunct și așa mai departe. Avem substantive aparent simple, cu articolul hotărât, declinate greșit dacă noi punem forma, cum ar fi ușii, mătușii, vieții, rănii, măgurii, îmbrăcăminții, șeii, zgărzii, ideii, lalele lor și așa mai departe. Dacă avem substantive comune simple sau în forme duble, luăm un model de tipul coperții, copertei, coardei, coarzii, vlădicăi, vlădichii, lui Vlădica, badei, lui Badea. Deci observăm forme acceptate, forme diferite sau cu sens diferit, pentru că pielii e diferit de pieii. La formele simple de genitiv dativ,
acceptate Olgăi, dar și Olghii, Ilenei, dar și Ileanei, lui Luca, dar și Lucăi, puțin spun Lucăi, cei mai mulți spun Luca, lui Luca. Care-i deosebirea? Păi e ceea ce vom discuta în episodul viitor, articolul care plasat înainte se numește proclitic, pro, în față, lui Luca. Și după, enclitic, Lucăi, Mariei. Genitiv dativ unor comune compuse, de tip gurii leului, până la urmă toate florile, sau florii de colț, sau mâinii Maicii Domnului, mâinii Maicii Domnului, ochiul boului, scrise cu cratimă, dar și compuse de tip radiojurnalului și altele. Comune compuse. Compuse prin contopire, deci le vom scrie într-un singur cuvânt, ortodox, cardiopatie, hipodrom, aeroport și așa mai departe, și mai găsiți alte exemple, sau le scriem alăturate cu cratimă, cuvânt înainte, proces verbal, poartă chei, zgârie nori, trestie de zahăr cu cratime între toate cuvintele, bun rămas cu cratimă, porc mistreț, rea voință, bloc turn și așa mai departe. O problemă destul de dificilă. Alăturarea cu blanc, adică cu spațiu alb între cuvinte. O întâlnim la pește de mare, deci aici nu se pune cratimă, școala de șoferi, case de marcat. De o parte, nici un caiet. Atenție că vom discuta la adjectiv și forma niciun caiet. Adică cea legată, cum este și vreo dată sau vreodată. Aici sunt alte probleme legate de adjective sau adverbe. Abrevieri, adică prescurtări la inițială, cum ar fi CFR, NATO, UE, TVR, UNESCO și celelalte, cele mai multe scrise fără punct, după cum se scria înainte, dar și nota bene cu punct și PS, adică post scriptum, cu punct după fiecare din cele două inițiale. Un alt tip de exercițiu sunt substantivele provenite din alte părți de vorbire, procedeu care se numește conversiune, adică schimbarea valorii gramaticale. De exemplu, udatul, care a venit de la verb prin articulare, a devenit udatul, binele, am un roșu ascuțit, toamna, un pasionat, un zece, aproapele, un suferind și așa mai departe. Deci ajunse substantive din alte părți de vorbire. Avem apoi substantive defective de număr, am mai discutat despre ele, defecte sau la singular sau la plural, deci la singular lapți, șale, defective de singular, ochelari, fasole și așa mai departe, la plural lapte, care nu înseamnă lapți, nu-i singularul, piper, zahăr, vin, sare, orez și așa mai departe. Substantivele colective, care prin formă de singular desemnează de fapt un grup, adică o pluralitate, de tipul brădet, frunzar, studențime, fumăraie, rufărie, pietriș, sau nederivate, cum ar fi pădure, clasă, regiment, armată, toate tipurile de unități militare, pluton, regiment, divizie, turmă, stol, cireadă, etc. Sau cuvinte străine la care problema scrierii e cea mai importantă, grafiti, broccoli, broccoli cu accent pe O, cappuccino, fast food, fair play, jacuzzi. Mai sunt astfel de substantive străine și cu două forme. Cocktail, acceptate amândouă. Deci, coc cu K și cu C, dar și cocktail scris exact cum se aude. Poker cu K sau cu K, poker. Online, care e scris și legat și cu cratimă, whisky, care în forma americană e scris și cu E, deci W-H-I-S-K-E-Y, Remy, care se scrie și cum se aude românește, dar și în forma englezească R-U-M-M-Y,
Derby cu Y sau cu I românesc. Grapefruit, într-un singur cuvânt, sau grep. Clown, cum se aude, clown, dar și clovn, cu V și nu cu dublu V. Deci iată că sunt suficiente tipuri de exerciții și ca să nu ne plictisim prea mult, nu mai dăm și altele, deși avem aici, după cum vedeți, zeci de pagini și zeci de tipuri, coloane întregi de substantive care încearcă, cu ajutorul Domnului, să răspundă la o singură întrebare. Cum scriem, cum pronunțăm corect? Vă mulțumim!